Hai, salut, e săracu și bine v-am regăsit la un nou episod din Last Day on Earth. Astăzi reparăm primul Watchtower din joc și mergem pentru prima dată la Police Station. Ultima misiune pe care am făcut-o ne cerea să dezasamblăm 3 camere și după ce am făcut chestia asta, story-ul ne trimite la Watchtower, mai exact la Watchtower-ul de lângă Police Station. Și din cunoștințele mele despre Last Day on Earth, în general pentru fiecare Watchtower ai nevoie de un generator. Și deja m-am dus în crafting menu și m-am uitat după generator și mi-am amintit că, bă, gen cam atâta mă costă, nu e foarte mult, o să-l pun jos, mi-am teamă că trebuia să mai pun niște chestii pentru el ca să pot să-l termin, ca să zic așa, după care să-l duc la Watchtower și mă gândeam să fac chestia asta de acasă, dar mi-am amintit brusc că nu am chopper și practic dacă fac generatorul în bază, nu pot să-l duc la Watchtower. Între timp am stat cu asta să mă gândesc și am zis, bă, cred că nu asta e, cred că o să întâmple altceva acolo. Ca idee, eu am mai făcut story-ul ăsta și pe contul principal, doar că l-am făcut la vreo 4 ani jumate după ce m-am apucat de joc, pentru că atunci a apărut practic story-ul. Până atunci nu exista niciun fel de îndrumare, nu exista o misiune, chestii de genul ăsta, trebuia să te prinzi singur cum funcționează chestiile și mi se pare că primul, sunt destul de sigur că singurul Watchtower care exista era cel din partea de nord, acolo unde deblochezi zona de oak și zona de gheață. Ideea e că probabil când mă duc acolo se întâmple altceva, mi-amintesc foarte vag, abia nu mi-amintesc mai nimic sincer din story pentru că am trecut prin el ca prin brânză, pentru că era gen practic doar vreau să scap de el pentru că era mult prea avansat pentru story și pentru itemele de la story și deja știam să joc jocul pentru că îl jucam de 4 ani. Dar da, ce vreau să facem este să mergem la Watchtower. Și altă chestie pe care am remarcat-o este că practic am intrat într-un nou capitol, pentru că noul capitol se numește Iron Warrior și am văzut poza aia cu chopper-ul, deci presupun că tot capitolul ăsta din story va fi despre chopper. Nu pot să dau și eu, presupun că așa merge. Am înțeles. Ăsta a fost power shot, aici ne învață despre arme, despre atașamente, despre chestii de genul ăsta și practic începem noul capitol despre chopper. Ăsta va fi, presupun, New Territories 6 din 10. Ok, mai avem încă 4 misiuni. Bun, hai să mergem la Watchtower și să vedem despre ce e vorba acolo. Nu știu ce chestii să iau cu mine, îmi amintesc foarte, foarte, foarte vag că parcă e ceva cu care mă bat acolo, parcă ar trebui să fiu cât de cât echipat. Sunt foarte echipat în momentul de față, nu cred că o să am nevoie de atât de multe chestii, atât de multe. Nu cred că o să am nevoie de o armură atât de puternică și de un cleaver, dar totuși și vreau să fiu pregătit pentru absolut orice. Mă aștept să fie zombie, mă aștept să fie multicele chestii acolo. Așa că hai să vedem. Avem chopper event, nu mă interesează că n-am chopper și haide, imediat vine și hoarda. Să sperăm că nu o să mă prindă în bază pentru că ar fi destul de tristuț. Aici ne pune să mergem misiunea 44 energie. Ceva îmi spune că o să fie ceva ce trebuie reparat. Cel mai probabil un generator sau ceva de genul ăsta și cel mai probabil va trebui să mă întorc acasă și o să consum o grămadă de energie. Dar na, ăsta va fi și un episod foarte scurt, fraților, foarte scurt. Mai scurt decât de obicei, va avea mult sub 50 de minute. Asta pentru că vreau să fac și un live astăzi. Când vedeți voi episodul, mai spre seara aș vrea să fac un live ceva mai special, o sâmbătă specială, pentru că n-am mai avut de mult chestia asta, în care vreau să deschid atașamentele astea, unde se, nu știu exact ce înseamnă Blueprint for Base Weapon, presupun că înseamnă efectiv atașamente common, nu știu dacă sunt pentru, mă rog, vreau să le deschidem pe astea, plus că, din câte am înțeles, o să deblocăm, după ce terminăm cu Watchtower-ul ăsta, o să deblocăm și Police Station-ul și de prima dată când te duci la Police Station, dacă țin eu bine minte, îți dau o legitimație albastră pe care aș vrea să o deschidem tot pe live-ul special din seara asta. Deci da, ca să mă încadrez în, ai de capul meu, dar de ce? Și de ce sunt ăștia, de ce sunt zombi în vacanță? Gen ăsta ar fi trebuit să fie doar la motel și aparent l-au scos de la motel și l-au băgat, de ce l-au băgat aici? Bun, hai totuși să luăm cleaver-ul, pentru că mi-au prea mult damage, mai mult pe armură decât pe orice altceva, pentru că heal-am destul la mine. Și da, exact cum așteptam, sunt o grămadă de zombi aici. Zi-mi, te rog, că n-o să mă vadă. Haide, sunt ăștia de poliție, zombi de poliție. Asta e destul de rău. Nu mi-am luat nicio armă de critical, ok, trebuia într-adevăr, am avut dreptate, trebuia să mă echipez destul de bine. Nu sunt echipat tocmai bine. Hai să-l, ok, ăsta măcar nu-și dă heal, doar Chomper își dă heal. Și o să încerc, nu știu unde aș putea să-l ultricuiesc fără să activez alți zombie. Hai să căutăm un loc bun pentru ultric. Nu prea cred că există, sincer, un loc bun pentru ultric, dar nu prea am cum să mă bat cu ăsta, adică o să-mi mănânce foarte, o să mănânce, nu, bine, hai să-l batem pe ăla micu mai întâi. Și n-aș vrea să activez celălalt chomper pentru că m-am dus complet dacă îl activez și pe ăla. Hai să nu ne mai luăm bătaie de la el pentru că deși destul de mult cel de damage. Trebuia să mă pregătesc pentru zona asta. Am avut eu așa o senzație. Mamă, 7 damage de ăla prin toată armura pe care o am și nici măcar nu am self-healing-ul echipat. Mi-a pleznit și vesta, bine că mi-am luat una de rezervă. Bă, chiar am fost inspirat, sincer. Chiar am fost foarte inspirat să... Hai să încercăm aici, hai să vedem dacă merge un wall trick aici. Nu merge. Punem bluza pe noi și hai să mai încercăm, nu știu, aici. Nu prea aș vrea să mă bat cu ăsta pe bune, știi? Dar nici nu pot altfel.
Nici nu pot altfel. Dacă fac... Uai, m-am dus. M-am cam dus. Oare pot să-i pun pe amândoi într-o poziție bună pentru World Trick? O să-mi iau foarte mult damage. Bă, n-am heal, n-am, nu-s pregătit deloc pentru treaba asta. Ok. Hai că merge cât de cât. Aș fi vrut să am sulița, sincer, pentru că nu, e merge foarte bine și cu... Merge perfect. Ups. Eu dau 17 damage, el se reface 15 dacă îl lovesc. Dacă mă lovește el pe mine. Ai. Bă, hai că am dres-o cumva. Ce e drept, e drept. Și dacă țin eu bine minte asta, mai țin minte de când... Ah, e enervant care și... Mamă, nu cred. E și puțin desincronizat, vedeți că el lovește, dar de fapt e altfel. Oh, come on, bun. Și asta stă totuși într-o poziție mai bună cât de cât. Doar că e desincronizat, de fapt, e mereu când faceți World Trick-ul, fraților, așa, v-am zis că o să vă dau niște tips and tricks pentru World Trick și chestii, doar că o să fac un video separat cel mai probabil, când o să fac chestia asta, dar ca idee mereu trebuie să vă luați după sunet, e de 10 ori mai greu de făcut World Trick-ul fără sunet, mai degrabă aș face World Trick-ul după sunet decât după vizual, e mai ușor să te sincronizezi pur și simplu, dar ăsta e desincronizat efectiv, pentru că el dă puțin înainte să se audă, de fapt nu puțin, după ce se aude sunetul și cam trebuie să te obișnuiești cu delay-ul pe care îl are. Și mă aștept eu ca după ce, oricum nu cred că am cum să activez generatorul. Bă, dar are attack speed destul de mare el așa, ca idee. Stai că nu înțeleg cum vine hitbox-ul. Bun, hai că l-am prins. Da, ar fi tristut să mă lovească, hai să încercăm să nu ne luăm nici măcar o bucată. Bă, dar e greu cu ciompărul mereu e ăsta, e al doilea cel mai greu mob de World Trick-uit, dacă mă întrebați pe mine. Primul cel mai greu este Labentiu de la laborator, adică nici nu știu cum îl cheamă pe ăla, îi zic Labentiu, care o mână, mă rog, e Labentiu. Ideea e că ăsta e desincronizat și Labentiu de la laborator e și mai desincronizat decât ăsta. Nu prin ritmul, mă, nu prin ritmul și mă enervează. Și nici nu înțeleg care e hitbox-ul, că nu sunt obișnuit să fac World Trick aici, come on. Hai că merge încet. Ba, am venit foarte nepregătit. Adică eu, dacă nu aș fi făcut World Trick-ul pe ăștia doi, nici nu cred că puteam să-i bat, ca idee. Hai că merge binișor, trebuie să mă concentrez un pic. Come on. Bun, aproape gata. Te rog, nu mă lovi, că n-am chef să... Bun. Fix the generator. Ok, și presupun că... avem pistola asta. The fuck? Avem pistol, nu e rău. Nu e rău cu pistolul ăsta. Și ce îmi trebuie pentru generator? Îmi trebuie 10 fire, 12 rubber parts și 15 șuruburi. Nu e așa de mult, am tot ce îmi trebuie acasă. Și presupun că ca să pot să vorbesc la ăla, trebuie mai întâi să rezolv generatorul. Mamă, și trebuie să mă duc cu 44 energie acasă, după care cu 44 energie înapoi. Ok, hai să facem și chestia asta. Bun, n-am absolut nimic din ce îmi trebuie la mine, așa că am adus toate chestiile și pe lângă asta mi-am schimbat și fesul pentru că mai avea puțin și se rupea, pe celălalt l-am pus la reciclat pentru că dă destul de mult XP și am schimbat și pistolul pentru că am eu o presimțire din experiența mea de Last Day on Earth. Mereu când folosești un generator, mereu când se activează un generator, de obicei vine o hoardă de zombi pe tine pentru că practic faci gălăgie. Și avem posibilitatea să fugim, asta cred că ar fi cea mai bună idee, efectiv să fugim acasă și să nu ne mai batem cu nimic, dar am zis totuși să luăm pistolul pentru că nu știu, poate o să ne prind aici. Poate o să intră toți pe ușă, pentru că am mai pățit chestiile astea în trecut, nu la story, nu mi-amintesc exact când am făcut story-ul ăsta, efectiv din nou, am trecut prin el ca prin brânză, hai să-i dăm fix și... Ok, se pare că nu ne atacă nimic. Bă, ar fi puțin cam mult pentru un începător, deși ne-a luat puțin cam tare jocul, pentru că comparativ cu celelalte misiuni, aici a trebuit să vin puțin mai pregătit decât de obicei. Și presupun că din moment ce e alt capitol, oricum o să fie puțin mai grele chestiile aici. Wow, două legitimații. Bă, da, free to play, dar să știți, fraților, că merită din plin chestia asta. Dacă vreți să băgați bani în joc, pentru că la urma urmei, dacă vreți să băgați bani, tot o să băgați. Ideea e că puteți să cumpărați chestia asta pentru că e o afacere foarte bună. Survivor's Pet-ul, ok? Pentru 50 de lei și primiți și 30 de zile premium, care înseamnă more rewards, adică reward-urile de la toate chestiile astea de la story, 20% XP pentru caracterul vostru, 10% XP pentru Battle Pass și puteți să-l terminați mai repede și no ads, presupun că nu-ți mai dă, gen, poți să iei toate bonusurile pe care le iei de obicei de la reclamă, doar că nu-ți mai bagă reclama pur și simplu asta pentru... Și, ca idee, dacă se termină, dacă nu reușiți să terminați story-ul în 30 de zile, în continuare puteți să luați lucrurile premium, doar că nu mai funcționează chestia asta cu no ads și 10% XP pentru Battle Pass și, mă rog, nu mai aveți beneficiile, ca să zic așa. Bun, hai să vedem ce e aici. New data loaded. Mission complete.
Go to police station, ok, let's do it, let's do it. Și altă chestie, am dus legitimația aia, mă gândeam că ar fi mai bine să o păstrez la mine, dar am dus-o acasă din păcate și nu o să mă întorc după ea, pentru că mai am, cred că 69 energie, dacă nu mă înșel, undeva pe acolo. Avem și un airdrop pe mapă, sper să nu mai... vreau să văd animația. Nice. Nice, mi-a fost dor de animația asta, nu o vezi prea des pentru că odată ce ai deblocat un watchtower nu prea o mai vezi. Avem și, avem și transport hub-ul, fraților, asta e o chestie foarte advanced, transport hub-ul în sine e o chestie extrem, extrem de advanced, de aici faci rost de chestii pentru dronă, nu vă recomand să faceți locația asta decât dacă sunteți super high level. Bun, hai să mergem la police station pentru că asta ne cere misiunea în continuare, cu siguranță nu sunt pregătit, trebuia să mă pregătesc cu totul alte chestii, de ce nu m-am gândit oare că o să-mi deblocheze imediat police station și că o să mă pună să mă duc acolo, să sperăm că facem rost, exact cum am zis, de o legitimație albastră pe care o vom deschide tot astăzi pe live-ul din seara asta. Pentru cei care vedeți videoclipul ăsta mai târziu, adică nu-l vedeți sâmbătă, vă recomand să vă uitați la live în reluare, pentru că cu siguranță o să facem o grămadă de chestii. Stai, ce-mi dădea? Un scar, 5 mine și 5 grenade pentru 17 lei. Nu știu, pentru mine, având în vedere că eu știu cum să fac rost de chestiile astea, alea, minele alea sunt interesante. Dar restul, nu știu, pentru 17 lei, pentru mine nu valorează atâta, pentru că am destul de multă experiență în joc și nu, cum să zic eu, nu valorează atâta, valorează mult mai puțin. N-avem nici arme aici, level up. Ok, să sperăm că găsim ceva. Kill zombie officers, examine lockers, open a prison cell. Ok, deci presupun că o să facem rost și de ok, interesant asta. Interesant, interesant. Și o chestie pe care nu mi-o amintesc este câte terminale ai available, ca să zic așa. Ok, ai 3. Ai 3 terminale la dispoziție. Ideea e că le poți repara și pe celelalte, nu mai știu ce costă ca să le repari. Wow, dar e ieftin. E destul de ieftin pentru ce oferă, știi? Adică să poți să deschizi 4 legitimații per reset. Aici e puțin mai scumpicel, dar tot mi se pare insane. Iar ultimul nu se poate debloca pentru că trebuie tungsten bar, care momentan nu există în joc și nici nu știu când o să existe. Nu știu dacă putem să-i dăm, ar trebui să putem să-i dăm, nu putem să-i dăm niciodată, nu putem să-i dăm, e extrem de complicat. Teoretic se poate, practic e extrem, extrem de greu. Nu, stai. Îl prind și eu la perete aici ca să nu îmi iau prea mult damage, pentru că am venit foarte neechipat aici. Aparent se poate. Se prea poate. Na, wall trick-ul se poate face oriunde, fraților, doar că în unele locații e mai greu decât în altele. Eu vă recomand, gen la fermă, am descoperit și eu și pe video și pe live-uri, am descoperit cât de greu este de fapt de făcut wall trick-ul la fermă. Nu era așa pe vremuri, au schimbat hitbox-urile, dar în același timp au dat un nerf la toată ferma, pentru că toți zombii au mult mai puțin HP, deci, na... Câștigi ceva, pierzi ceva, cum ar veni. Avem și level up, o să facem și o să vedem și ce skill primim la level up-ul ăla. Ăsta e și mai greu de wall trick-uit de regulă. Au. Parcă are puțin mai multă tech speed decât... Wow, doar 5. Doar 5 de damage. Da, o să dureze puțin, dar consumăm doar o... Come on. Consumăm doar o suliță. Și pe de altă parte nici nu pot să-mi fac altă suliță. O să fie super interesant aici dacă nu găsim altă armă, pentru că ăștia au și o tonă de armură și practic na, o să se ducă sulița. Mai am un cleaver care nu știu cât de mult o să ne ajute. Adică o să ne ajute doar că tot nu-i destul cât să fac tot police station-ul. Și da, fraților, vă recomand. Ideea e că wave-urile de la police station vă recomand doar când sunteți level destul de mare. Până la level mare nu știu cât de mult merită să faceți wave-urile de la police station. Nu vă recomand să treceți de wave 15. Vă recomand să faceți primele, nu știu, 5, 6, 7 wave-uri la police, pentru că primele sunt ușoare. Primele puteți să le faceți și fără armură, ca să zic, bine, fără armură. Nu recomand să faceți fără armură, dar puteți să faceți cu armură, dar aia foarte slabă. Ăsta nu se trezească decât foarte târziu. Trebuie să mai omor 2 zombie officers. Și dacă mă duc până aici și înapoi tot nu... Așa, pentru că nu am chef să-mi vină de la spate. Uneori se mai trezește random și nu am chef de el să, în timp ce mă bat cu alt zombie, să-mi vină și ăsta și să-mi iau bătaie și de la el, știi? Să-mi iau bătaie de la 2 zombie. Încercați să evitați, cam asta e secretul jocului, încercați să evitați să vă luați bătaie de la mai mulți zombie deodată. Că ei în sine nu sunt așa de puternici, știi? Nu prea te bat zombie în sine, dar dacă sunt 2-3 pe tine, te-ai cam dus, efectiv, pentru că na, e greu să-i bați pe toți 3. Bun, perfect. Ce mai urmează? O să urmeze și chomper-ul ăla pe care... Nu. Hai totuși să folosim cleaver-ul. Acum ar fi un moment să folosim cleaver-ul. Credeți că o să zic că folosim pistolul? E și asta o idee bună. Îmi pasă mai mult de armură pentru că asta... Și bine și de arme. Pentru că o să cam rămân fără. Și n-a dropat niciunul nimic. Ok, am bătut polițiștii. Examin lockers. La ce se referă prin lockers? Presupun că și astea sunt lockers. Sau se referă oare la lockerile din arenă? O să verificăm imediat care-i treaba. Bandaje, ok, avem niște heal, dar nu
heal mă ajută, dă-mi un cleaver, dă-mi un, hai că pistol, dă-mi un ceva. Pe ăsta nu mai stau să-l ultricuiesc, o să-l bat direct, imediat verificăm și skill-ul, tot uit de el. Îl văd acolo și, hai, come on. O legitimație portocalie, nu știu dacă, gluten, restore 4% more health, asta e destul de bună și restul sunt cam inutile, așa că o să luăm glutenul și practic primim încă 4% HP atunci când ne dăm heal. O să fie greu rău cu ăsta, sincer cred că cel mai bine, da, voi folosi pistolul, fraților, o să folosesc pistolul, o să-i dau o criticală, aș putea să-i dau cu cleaver-ul criticala pentru că dau mai mult damage, dar cu siguranță o să mă lovească înapoi dacă folosesc cleaver-ul, așa că i-am dat criticala cu sulița, pot să-l ultricuiesc, dar dacă tot am pistolul ăsta după mine, măcar am fost inspirat să-mi iau un pistol nou-nouț, deși nu, te rog nu mă atinge, că asta mă costă practic un cunsit de pistol în plus și n-am chef. Și ăsta când ajunge, bine, presupun că marea majoritate, eu tot explic chestii foarte basic, dar ăsta când ajunge, nu mai știu, la 35 HP, ceva de genul ăsta, încetinește pur și simplu. Și gen, dacă te lovește și își reface HP, o să prindă din nou viteză, o să prindă viteza normală pe care o are. Pe ăsta ar cam trebui să-l ultricuiesc pentru că o să consume foarte mult. Wow, nu prea am, nu cred. Open prison cell. Păi și de unde ar, cum aș putea să deschid un prison cell dacă nu am cheia? Asta e întrebarea mea, ar cam trebui să bat... Nu știu dacă tot zombie, ar trebui să bat zombie până îmi pică o cheie pentru celulă. Aș putea să intru, nu, n-aș putea. Mai e o cameră, stai puțin. Mai întâi îl batem pe ăsta de la ușă. Să-l batem cu cleaver-ul. Hai să-l ultricuim, pe ăsta chiar trebuie să-l ultricuim. Putem să dăm sneak în spatele lui. Bă, ce nepregătit am venit aici. Oare ar fi, bă, nu prea, din nou, nu prea mai pasă așa de mult de, știți că pe contul principal aveam eu regula mea să nu scot din inbox. Dar totuși chestiile de aici, în principal nu scoteam din inbox, unul la mână pentru că vreau să fiu bogat în inbox, pentru că era boala mea. Și doi la mână, nu știu, s-au amestecat chestiile pentru care am băgat bani în joc cu chestiile de la eventuri, încât am zis, bă, nu vreau să, vreau să fiu. Nu mă interesează, că deja sunt pay to win, deja pentru cei care nu știți, chopper-ul, pentru prima dată când m-am apucat de joc, chopper-ul l-am obținut pay to win, pentru că am băgat o grămadă de bani în cutii și din a 11-a cutie, nu mai știu cât am dat pe fiecare cutie, destul de multicel, dar din a 11-a cutie mi-a picat, cum îi zice, mi-a picat ghestencu și practic ăla era cel mai dorit item din joc și știu că după aia a durat foarte mult până să-mi pice pe bune ghestencu, știi, gen practic a fost pay to win și sincer nu m-a deranjat, gen din momentul ăla deja am încălcat, cum să zic eu, deja nu mai puteam să fiu pay to win din punctul ăla de vedere, știi, și am zis, bă, măcar să nu fiu așa pe față, știi, adică nu scot iteme din inbox așa cu duiumul și nu știu ce, nici nu știu ce ne-ar putea ajuta din inbox, avem ceva arme, avem și un Glock, totuși pe ăsta aș vrea să-l păstrez pentru ceva mai important, avem și un Billhook Blade, nu știu de unde am în inbox, dar nu mă interesează că nu-i tocmai un atașament bun, mi se pare că e cam cea mai proastă lamă, dacă nu mă înșel, am putea să scoatem o macetă, dar din nou, sau o katana ar putea să ne ajute destul de mult. L-am omorât pe ăsta pentru că în momentul în care deschid ușa asta, gen mereu să faceți chestia asta, mereu să aveți un pistol și să-l omorâți pe ăsta de aici, pentru că dacă deschideți ușa o să sară toți de aici, pentru că practic îl activați pe ăsta și dacă îl activați pe ăsta o să sară toți pe voi, dar dacă îl omorâți puteți să deschideți liniștit și na. Ăsta e puțin mai complicat. Sincer, i-aș face world trick-ul, dar știu că e foarte greu de făcut world trick-ul aici. Și totuși, poate am putea să scoatem... Hai să scoatem katana. Nu știu de unde am. Sau maceta. Maceta parcă e mai ușor de obținut în inbox decât katana, așa că o să scoatem... Da, hai să scoatem maceta. Mă cam enervează faptul că am venit nepregătit de acasă. Cumva știam, pentru că mi-a zis pe live-uri că o să urmeze să mergem la police station, dar în continuare nu m-am pregătit. Și ca să deschideți aici, e destul de greu să deschideți ușa asta încât să nu-l activați pe ăsta. Practic ce trebuie să faceți, trebuie să activați ușa, trebuie să interacționați cu ușa, după care să vă puneți repede în crouch și trebuie să veniți și la un unghi anume. Ca idee, e complicat, e destul de complicat, dar o să încerc să o fac, nu mi iese de fiecare dată pentru că, din nou, e foarte greu. Apăsăm pe interact, după care pe crouch și mi-a ieșit. Cam așa se face și în continuare vă poate vedea, uneori se gliciuiește și tot vă vede, ceea ce e destul de nasol. Fugim și îl tricuim aici. Din nou, asta e o zonă, parcă era mai grea. Parcă era mult mai greu de făcut world trick-ul aici, a mers superb, mi-am dat self-healing-ul din greșeală, dar oricum îmi lipsea ceva HP, așa că nu mă supăr prea tare. Pentru celălalt, cred că îmi trebuie burglar de 3, avem ceva armură în caz că, dar nu știu cum mai stăm cu armura, cred că stăm destul de bine. Și fix cu casca care mi-a picat stăm cel mai bine și pentru asta avem nevoie de burglar de level 2, ok, și se găsesc chestii destul de interesante de regulă acolo. Mă, și n-avem o cheie să deschidem o celulă de asta, practic nu putem să terminăm, o să-mi ceară o cheie, așa-i? Da. Păi și de unde am putea să obținem noi o cheie? Că astea practic pică, cred că pică și la jailbird, adică la ăștia, dar de regulă pică de la polițiști. Mamă, 7 damage, de când au așa de mult?
a, pe ăsta nu știu unde, hai că știu unde să-l voltricuim și pe ăsta. Și ceva îmi spune că ăsta o să-mi dea o cheie. Sau, oare e posibil să, eu zic că totul e scriptat, tot lootul de aici, fiecare zombie, absolut toate chestiile de aici, cred că sunt scriptate. Deci, cumva e gândit să-mi pice de undeva un cheie pentru celulă, doar că nu știu exact de unde. Și din ce țin eu minte, legitimația albastră se află în... O legitimație albastră oricum înseamnă foarte mult. Ca idee, jocul îți dă chestii foarte... jocul îți dă chestii foarte valoroase, doar pentru că nu înțelegi valoarea obiectelor. Open cell, hai să vedem... Nu, aici e call, aici sunt practic locurile unde poți să spui chestiile înainte să intri în arenă, practic. Și aici avem nevoie de... Nu-mi spune că... Bă, parcă aici se afla. Nu-mi spune că ai nevoie de burglar de 3 pentru... Nu cred. Ok, deci rămâne de văzut. Rămâne de văzut cu legitimația albastră, cu siguranță. Aici se află legitimația. Deci da, din păcate cam nasol. Hai să-l trezim pe ăsta. Poate ne dă ăsta o cheie. Dacă nu ne dă ăsta o cheie, nu știu exact ce. Hai mă, come on. Și n-avem nicio cheie în momentul de față. Păi, urât, foarte urât. Nu știu exact ce să fac cu soare să-i activez pe ăștia, ăștia sunt periculoși rău. Și o să vină toți pe mine, e destul de nasol. Hai că mai sunt, aș putea să-i bat pe care? Pe ăștia. Ăștia sunt multicei, aș vrea să folosesc pistol pentru ei. Hai să continuăm aici, deși e ăsta cu scutul și pe ăsta nu prea avem cum să-l batem decât cu greuț cu arme mele. Decât cu pistolul am putea să-l batem. Ăsta e foarte greu de dat criticală pe el și mi se pare că nici... Ba da, poți. Poți și dacă n-ai o armă foarte lungă. S-au mai schimbat câteva chestii între timp. Mamă, pentru ăla îmi trebuie burglar de 1 și nu am. Ok, that's shitty. Păi și totuși, cum... Presupunând că nu am. Adică nu că presupunând, ăsta e cazul meu. Nu am burglar. Nu am burglar skill nici de 1, nici de 2, de niciun fel de burglar skill. Eu ce ar trebui să fac în situația dată? Hai să încercăm să... Nici nu știu. Periculos rău aici. Ah, bine. Oh, măcar putem să luăm... Da, măcar luăm pe ăsta separat. L-am nimicit repede. Avem și un chest. Da, o să încerc să dau clear la toată. E bine că vin pe rând. Înainte nu cred că era așa. Din ce mi-amintesc eu, nu era așa. Ca idee. Se duce și maceta. Bă, da, mă bucur că am scos-o până la urmă. Și aș da o criticală după care să schimb... Nu, hai că o să încerc să-l ultricuiesc la ușă. Cred că asta ar fi cea mai bună decizie. Nu mai știu exact, n-am știut niciodată, nu reușesc să rețin la cât explodează exploziv zombiul ăsta. Ne băgăm aici. Boom. Cred că încă o lovitură și... Da. Ideea e că puteți să stați după ușă. Eu m-am, nu știu de ce m-am ferit așa. Dar ideea e că puteți să stați și după ușă și nu o să vă lovească blestul. Și asta e valabil pentru orice zombie. Și în general și pentru charge-ul oricărui. Aici era legitimația albastră. Ok, măcar m-am mai calmat. Sincer, mă simt mult mai bine acum, pentru că știu că pe live-ul din seara asta putem să deschidem și o legitimație albastră. Vreau să deschidem 3 atașamente, alea pe care le primim de la Daily Bonus, și vreau să deschidem și legitimația albastră, care ne garantează un atașament albastru. Practic, legitimațiile astea nu vă garantează niciun, cum se numesc astea, legitimațiile Maro, Sergeant Cardo, nu vă garantează nimic, deși e loot destul de bunicel, știi? Adică pentru o legitimație, având în vedere că faci rost de 3-4 de astea per police station, fără să intri în arenă, practic este loot destul de bun, pentru că ați văzut și voi cu o macetă, efectiv cu o macetă și o armură, poți să bați tot zombii ăștia. Dacă îi ultricuiești puțin, dacă una alta, poți să faci rost de 3 de-astea și primești ceva loot înăuntru. De obicei primești o macetă, înapoi primești o bâtă, chestii nu foarte importante, dar da. Astea nu merită cu adevărat deschise mai niciodată. Vă recomand să le transformați pe toate în legitimații verzi, pentru că alea au cel mai mult value. Pentru că primiți și arme, primiți și armură, primiți o grămadă de chestii, plus un atașament gri, un atașament common. O legitimație din 10 legitimații verzi. Aici puteți să veniți, mai explic chestiile astea pentru oamenii care nu știu cum funcționează. Puteți să veniți aici și să transformați 10 legitimații maro într-una verde, 10 verzi într-una albastră și 10 albastre într-una mov. Deci practic pentru o legitimație mov, ai nevoie de 1000 de carduri de genul ăsta. Cardurile astea pică doar de la zombie din police station, nu pică și la jailbird, dar asta am decis să, în continuare pot să-i activez, pot să fac o greșeală destul de o greșeală cât de mică și am activat pe toți ăștia și au sărit pe mine, dar prefer să nu-i bat deloc, pentru că nu dropează legitimații, deci practic nu și-au rostul. Nu știu dacă dropează chei, din ce mi-amintesc eu nu dropează absolut nimic, nu dropează nimic, pur și simplu. Mă interesează cheile pentru
pentru celule. Și Electronic Circuit, nu știu, nu prea ar trebui să mă bucur pentru el, într-adevăr e o chestie rară, dar la ce am nevoie de fapt? Presupun că o să am nevoie pentru al nu știu câte la terminal, pentru ăsta o să am nevoie de două Electronic Circuit, dar tot de asamblând stick-uri și de asamblând mai ce? Nici nu mai știu ce. Sunt mai multe chestii care dau la Recycler, Electronic Circuit, nu mai e o chestie rară, înainte era o chestie foarte rară și foarte râvnită și mai ales că acum primești de ceva timp încoace, primești la aproape fiecare ride, chiar și ride-urile de, nu știu, la baze de astea super slabe, tot primești un Electronic Circuit. Deci, da, practic nu prea mă mai bucură. Hai să facem și camera asta și să sperăm că primim o cheie. Dacă nu, nu știu exact, nu știu dacă mai putem face ceva. Dacă nu ne pică de aici un... Oare pot să-l iau doar pe ăsta? Ar fi genial. Da, pot. Și unde pot să-l vâltricuiesc? E o întrebare bună. Hai să încerc... Nu. Oh. Asta e destul de rău. Sunt curios. Dacă ies pe hartă și mă întorc, oare cu siguranță îi dezactivez. O să mai încerc o dată. Și o chestie pe care mi-a zis-o cineva în comentarii, asta n-am remarcat niciodată. Mi-a zis cineva că zombii se resetează atunci când resetezi practic zona, florul, orice resetezi, practic zombii când se resetează se vor uita în direcția în care se uitau atunci când ai ieșit de pe hartă. Asta nu știu ce să zic, pentru că din experiența mea, în general zombii se uită într-o direcție default, indiferent pe unde ai ieșit de pe hartă, indiferent de orice, zombii se uită într-o direcție default. Pot să-l iau din nou, aș vrea să-l iau doar pe ăsta. Bun. Și aici pot să-l voltricuiesc, e perfect. Știu că peretele ăsta, da, e puțin mai dubios, pentru că nu se termină deloc acolo unde arată jocul că se termină. Trebuie să am mare grijă pentru că ăștia sunt, din nou, sunt desincronizați și e greu de făcut. Voltricul pe Hangry Chomper. Bun. Și aici o să fie puțin mai... Să fie puțin mai complicat. Dar nu vreau să resetez zona de multe ori. Efectiv o să-i dau o bucată lui ăsta. Încă una și s-a dus. Aș vrea să folosesc... Hai să folosim pistolul pentru ăsta micu. Vino încoace. Pentru ăsta. Scăpăm mai întâi de el, pentru că scăpăm mai repede. Luăm aceta înapoi și încercăm să-l wall-tricuim pe băiatul ăsta de aici. Și zi-mi, te rog, că în polițistul ăla zombie se află o cheie. Și mi se pare că camera asta pe care doar ce am activat-o, de unde am bătut-o zombie, nu are niciun chest înăuntru. Deci practic bați doar pentru legitimație și pentru o legitimație și mamă. Păi și de unde fac rost de cheie, mă, că eu nu înțeleg. Opa. Cumva nice. Da, v-am zis, e scriptat și presupun că aici se găsește de fiecare dată. Vreau să-mi lăsați în comentarii dacă și voi ați găsit în exact același loc cheia pentru celulă și imediat vă explic cum funcționează și ok, avem două chei pentru două celule. Destul de interesant. Sunt curios dacă și voi ați găsit aceleași chestii în exact aceleași locuri, pentru că din ce cred eu, fiecare locație e scriptată, mai puțin ferma, adică ferma cred că e scriptată, mereu e același scenariu la fermă, doar că loot-ul din box este puțin diferit. Bun, cum funcționează cheile și cum funcționează celulele? Ei bine, sunt 1, 2, 3, 4, 5 celule. 5? 6? Stai mă. Da, sunt șase celule în total. Bun, ideea e că din toate celulele astea există o singură celulă în care se află loot bun. Restul au efectiv trash înăuntru, au nu știu ce se... Loot-ul se află sub pat. În fiecare celulă există un chest și în fiecare chest se află niște loot. Doar una din ele, doar una din șase, practic un fel de ruletă rusească, dacă stați să vă gândiți. Doar într-una dintre celule se află loot bun și cea mai bună metodă de a obține mereu loot-ul bun și de a face economie, cea mai eficientă metodă de a deschide celulele astea, este să aveți mereu 6 chei la voi. Ideea e că deschideți celulele în ce ordine vreți voi. Și în momentul în care ați găsit, să zicem că deschideți prima celulă și găsiți loot nașpa, vă duceți la următoarea. Găsiți loot nașpa și în următoarea, vă duceți la următoarea și dacă ați găsit loot-ul bun, vă opriți, pentru că celelalte celule au 3 și înăuntru. Așa funcționează de fiecare dată. Cel mai bine este să aveți 6 chei la voi și vă opriți în momentul în care ați găsit loot-ul bun, după care vă întoarceți cu cele 3 chei acasă și puteți să le folosiți data viitoare. Asta e cea mai bună metodă, e cea mai optimă. Înțelegeți și voi de ce funcționează așa. Eu simt că aici se află loot-ul bun. Deschidem ușa asta și cred că o să o deschidem și pe următoare. Stai ce? Talk to the rider, open the box for any card at the police station. Asta vom face mâine pe live, fraților. Asta cu gen cu vorbitul cu riderul și deschis legitimația albastră, să vedem ce atașamentul pică. Supă de morcov, am și uitat că arată așa. Nu mi-am făcut de când sunt pe contul ăsta și până acum nu mi-am făcut nicio supă de morcovi. Și am putea să deschidem și altă celulă
dar mă gândesc să facem asta pe live-ul din seara asta. Vreau să avem o sâmbătă specială, pentru că n-am mai avut o sâmbătă specială. O sâmbătă specială pentru că adunăm, cam asta înseamnă sâmbăta specială. Înseamnă că adunăm cât mai multe chestii de făcut, cât mai multe chestii interesante și le facem pe toate în aceeași zi, sâmbătă, și am ales să fie ziua specială sâmbătă, pentru că atunci sunteți cei mai liberi, sunteți cei mai mulți acasă și chestii de genul ăsta. Așa că da, toate chestiile astea vor rămâne pe live-ul din seara asta. Cam ăsta a fost și Police Station. Bine, e mult mai mult la Police Station, pentru că e mult mai mult de vorbit despre arenă în sine, acolo unde vă duceți să faceți wave-uri, decât exteriorul Police Station-ului. Dar din nou vă recomand să faceți, de regulă cât sunteți la început, să faceți doar exteriorul Police Station-ului, pentru că faceți rost de 4-5 legitimații undeva pe acolo, de alea de sergent, după care le schimbați în legitimații verzi. Și vă recomand să nu farmați prea mult pentru legitimații albastre, pentru că practic nu prea merită. Legitimațiile albastre sunt pentru un level ceva mai avansat, ca să zic așa. Și altă chestie, nu vă recomand să vă concentrați așa de mult pe atașamentele pe armele de foc. Concentrați-vă mai mult pe atașamentele pe armele mele. Ca idee, la ferm pică doar atașamente pentru arme mele și mi se pare că și pentru zipgun, dacă nu mă înșel, iar la Police Station pică atașamente doar pentru arme de foc. Și mai sunt câteva excepții, cum ar fi engine-ul pentru Sublime Mace, și mai sunt și mai sunt câteva atașamente, ok, care pică la Police Station din legitimațiile albastre, în principal din cele MOV poate să pice și arme mele, dar de regulă pică doar atașamente pentru arme de foc. Armele de foc merită folosite doar în situații excepționale, încerca să economisiți cât mai mult armele de foc, pentru că, o să vină eventuri ca și Arena, unde puteți să faceți rost de 2 File of Rare Blueprints, care se traduce în, nici nu știu exact, în 18 atașamente, dintre care 2 MOV, adică 2 Extremely Rare, 4 Rare și vreo cât, 12 atașamente Common, ceea ce e destul de mult, și mai bine economisiți armele pentru atașamentele astea decât pentru orice altceva. Mai bine faceți Arena decât să faceți wave-uri la Police Station și să deschideți legitimații, dar da, mă rog, asta o să vorbim mai pe larg despre chestia asta când o să încercăm să facem wave-uri la Police Station. Momentan nu sunt pregătit pentru așa ceva. Aș putea să fac vreo 2-3 wave-uri, dar momentan nu mă grăbesc nicăieri. Cel mai probabil sunt extrem de entuziasmat pentru live-ul din seara asta, pentru că știu că o să facem rost de 4 atașamente noi, dintre care unul va fi rar. Eu sper să-mi pice, din nou, îmi doresc mult mai mult atașamente pe arme melee, pentru că pe astea le voi folosi, eventual atașamente pe arme melee craftabile. Astea sunt cam cele mai OP atașamente, cel puțin pentru începători, pentru că de regulă o să folosesc mult mai mult arme melee decât arme de foc, cam în orice situație. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta din Last Day on Earth. Eu sper că v-a plăcut, și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, pentru că m-a ajutat foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și pe data viitoare, numai bine!